transferuri europene, pentru că am un program de transferuri și încet, încet procedem la elaborarea proiectului, identificarea problemelor comune de pe malul stâng și malul drept al Prutului, în cele două județe la care noi facem astăzi referire și parteneriatele care s-au înscris în planar. Noi deja, aparte din problemele cu care noi ne confruntăm, le-am inventariat. Același lucru l-am făcut și cum am stâmbat. Eu deja la primărie am o plindă a nevoilor comune pe care noi le avem și eu sper că în cel mai scurt timp, odată cu deschiderea măsurilor granturilor de finanțare, noi să putem accesa fonduri și să fim pentru prime, pentru că se știe că dacă ne mișcăm greu, avem șase mai mici. Care sunt nevoile stringente ale SOV-ului în momentul de față și care ar fi proiectul prioritar? După cum bine îmi place mie să zic mereu, mâna primar nu e aia care se simte, nu e aia care se vede. Eu cred că prin proiecte și numai prin proiecte, eu cred că noi putem să realizăm ceea ce noi am făcut pariu cu cetățenii noștri. Proiecte și sunt multe. Un om nu termină treaba într-o curte, o viață întreagă. Dar eu într-un oraș. Eu cred că am început frumos, cred că am principii sănătoase. Următorul pariu cu viața era aducțiunea de gaz, nu? Pentru că aducțiunea de apă deja e făcută, curge apă la robinet și ăsta e un proiect extraordinar de ambițios de 10 milioane de euro. Acum, următorul pas mare pentru orașul Săveni ar fi aducțiunea de gaz, crearea unei platforme industriale ca să creăm locuri de muncă. Dar pe proiectul transfrontalier, schimburi comune pe culturale, pe situații de urgență, avem o problemă și știu eu, extinderea rețelelor de apă, canalizare, am vorbit cu mai mulți primari, avem probleme comune și cred eu că putem să facem o problemă.